Bună ziua! Astăzi vom învăța despre sortarea datelor și serii de date în aplicația LibreOffice Calc. Pentru a sorta datele, vom crea un fișier în aplicația de calcul tabelar Calc, care va conține o foaie numită cheltuieli, în care vom completa lunar pe un an de zile cheltuielile uzuale. Vom adăuga o primă coloană numită NRCRT, adică număr curent, în care vom adăuga o serie de date pentru numerele curente. Vom copia formatarea. Pentru a adăuga seriile, în primele două celule vom scrie numerele 1 și 2. Apoi cu mouse-ul vom completa seria de date. Vom crea o foaie numită Economii, în care vom adăuga două coloane denumite Luna și Suma. În prima coloană, folosind seriile de date, completăm lunile anului. În a doua vom porni de la o sumă, apoi vom crește suma în fiecare lună cu 10 lei mai mult decât luna precedentă. Să formatăm tabelul adăugând bordură și culoare de fundal. Seriile de date sunt sortate. Să sortăm tabelul din foaia cheltuieli. Vom crea o nouă coloană numită Total, în care vom calcula totalul de cheltuieli anuale pentru fiecare categorie. Vom copia formatul unei coloane și îl vom aplica noii coloane de totaluri. Pentru a sorta, vom avea grijă ca toate celulele să nu fie unite. Pentru aceasta, vom splita celulele care sunt unite. Sortăm tabelul în funcție de suma cheltuită în ordine descrescătoare. Dacă avem aceeași sumă pentru mai multe categorii, vom sorta și după tipul categoriei în ordine alfabetică. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre serii de numere și sortarea datelor în aplicația LibreOffice Calc.